Iubită biserică, Doamne, mă bucur să mă aflu astăzi în mijlocul vostru, în mijlocul fraților și surorile. Aș vrea să vă laud că aveți aici o armată puternică, corul, domnul orchestra, și nu trebuie să facem așa decât să luptăm pentru Domnul, să dăm să fie minune. Prin cântare, vă spune că da, pentru cânta, ce se întâmplă? Lucrurile, așa să te ieși aici în biserică aceasta să fie așa, slăviți să fie mereu. Îndemnul care vreau să-l dau în această seară se leagă de roadele care le-au în fiecare zi. Nu știu săptămâna care a trecut, nu știu locurile de muncă ale fiecăruia sau la școală sau fiecare în ce parte este. Dar aș vrea să ne cercetăm o clipă. În timpul acesta care a trecut, fiecare în dreptul său. Ce roade am adus? Pentru Dumnezeu, roade binecuvântate sau alte roade a altă ministrări? Sunt lucruri care sunt foarte importante. Dumnezeu ne-a chemat la o luptă pe pământul acesta. Și alături de El putem avea biruință. Dacă stăm și cerem ajutorul Lui. Aș vrea să deschideți cu mine Sfânta Scriptură, în Romani, în capitolul 6, începând cu versetul 4, unde spune Cuvântul Dumnezeu așa. Tot astfel, frații mei, prin Duhul lui Hristos și voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia, adică cerului ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea noastră pomedească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în modularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Risa și slor, suntem în templul Dumnezeu. Suntem în locul unde El se prezinte, glorificat să fie numai. Haideți, dar, în această rugăciune, să mergem înaintea Lui. Și dacă se întâmplă să fie adus alte roade care nu sunt voia lui Dumnezeu, să ne cerem de tare pentru lucrul acesta. Avem prilejul acesta să ne mărturisim. Eu cred că rugăciunea de mărturisire este o rugăciune foarte importantă. Dacă vrem să fim bine primiți, orice strug va face înaintea lui Dumnezeu, haideți mai întâi de toate să ne dezbrăcăm de orice lucru străin. Și Dumnezeu care este bun în credincioșia lui cea mare, știm că El este Cel care poate să dea iertarea, să vă să-i spune. Amin. Aș vrea să vă ridicați în picioare și vreau să mai dau citire un verset din Isaia. Un verset bine cunoscut în capitolul 59, începând cu versetul 1, unde spune cuvântul Domnului așa. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun în zile de spărție între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund de fața Lui și ne împiedică să vă asculte. Haideți să rugăm pe Dumnezeu ca orice zile de spărție să fie dărâmat în seara aceasta. Ca El să-și proslăvească numele aici. Și fiecare să plecăm acasă nu cum am venit, ci eliberați și atingi de Duhul lui Dumnezeu, să vi se fie lumea. Haideți de aceea să mergem pe genunchi în această rugăciune și să ne mărturisim Domnului în picioare, dar în picioare, și să ne mărturisim Domnului. Și dacă sunt lucruri care până acum n-am adus roade, așa cum trebuie, așa cum spune Sfânta Scriptură, să o facem de acum încolo, după voia lui Dumnezeu și Hristos, Domnul să ne asculte. Amin.